Cercetătorii de la un institut din țările de jos au produs primul model organoid al conjunctivei umane. Aceștia imită funcția conjunctivei umane reale, un țesut implicat în producerea lacrimilor. Acestea sunt celule epiteliale rare, secretori, care au generat un interes imunologic redus până când rapoarte din 2016 le-au legat de imunitatea de tip 2 în intestinul subțire. Se pare că aceste celule devin mai abundente în condiții asemănătoare alergiilor și cel mai probabil joacă un rol în alergii. Modelul organoid poate fi folosit acum pentru a testa medicamente pentru mai multe boli care afectează conjunctivita. Conjunctivita, un țesut care acoperă partea albă a ochiului și interiorul ploapelor, este parțial responsabilă pentru producerea acestor lacrimi. Ea participă la producerea lacrimilor prin eliberarea de mucus. Acest mucus permite lacrimilor să se lipească de o suprafață oculară și o protejează de agenții patogeni. Mai multe boli și tulburări afectează conjunctivita, cum ar fi boala ochiului uscat, cancerul, alergiile și infecțiile. În cazuri grave, disfuncția acestui țesut poate duce la orbire. Până în prezent, nu a existat un model bun al conjunctivitei umane, ceea ce a limitat cercetarea funcției sale în caz de boală și de sănătate. În consecință, există opțiuni limitate de tratament pentru bolile care afectează conjunctivita. În aceste condiții, cercetătorii au descoperit de asemenea un nou tip de celule în organoizi, celulele tuf sau smocuri. Celule similare au fost descoperite în alte țesuturi, dar nu și în conjunctivita umană. Acestea au devenit mai abundente în condiții asemănătoare alergiilor, sugerând rolul lor în reacția ochiului la alergii. Modelul organoid nou dezvoltat deschide noi căi pentru cercetarea bolilor care afectează conjunctivita. Pe termen lung ar putea fi posibil chiar să se realizeze în laborator conjunctivite naturale pentru persoanele cu arsuri oculare, cancere oculare sau poate chiar tulburări genetice. În prezent, echipa efectuează studii preclinice pe iepuri pentru a evalua dacă această abordare este fezabilă și utilă, relatează știrpesurse.ro.